Păi vă salutăm cu respect, distinși spectatori. În vlogul de astăzi mergem prin București și testăm niște restaurante foarte șmechere. Exact, în la Hanul Doimețului. Dar vă explic imediat care e faza. Cei de la Clever, aplicația de ride sharing, ne-au invitat să mergem să testăm locațiile de top în care merg clienții Clever. Adică top 10 restaurante ca destinații pe care le aleg clienții când comandă mașini de la Clever. Noi am ales din alea 10 5, pentru că oricât de mult antrenament am avea noi pe partea de mâncare, nu putem să mâncăm atât de mult și vlogul ăsta va fi făcut în 2 zile. Noi suntem în a doua zi aici la Hanul Doimețului. Prima zi începe acum cu primele locații. 5 locații din București, dăm sășici, luați notițe. Ionesco? Să înceapă vlogul. Crăciun fericit! Prima locație, domnilor și domnilor, E3 by Entourage. Să fii cu minte, sașii! Ultima oară când am fost la E3 by Entourage, am băgat niște cocktailuri fantastice. Era unul cu ceva cocos și ananas, un fel de piña colada, cred, dar a fost genial. Hai să mergem să dăm sășici. Suntem cam bancurile alea cu oameni foarte deștepți. Avem ghinion de la por, pur și simplu la E3 by Entourage renovează. Așa că luăm o altă locație de pe listă, luăm o locație din topul 5, mai exact Funky Lounge. Să sperăm că nu renovează și acolo. Hai să chemăm un clevăraș. Deci locația asta este superbă, nu? Uh-huh. Suntem chiar pe malul lacului Herăstrău. Și de aici se vede perfect casa presei libere. Înainte Funky Lounge era peste plac, pe partea cealaltă. Dar de ceva timp, de vreun an sau ceva genul, s-au mutat pe partea asta aici. Cum intri dinspre Parcul Bordei, să zicem așa. Asta e locul 2, cel mai vizitat loc de clienții Clever. Trebuia teoretic să fie penultimul loc pe care îl vizitam, dar pentru că era în renovare 3 ani, să venim aici. Și începem în forță, eu cu niște mini bar garaj, 3 la număr, o cuba liber, Ionesca un șnițel și ginul estonic. Hai să dăm sășici. Da, dar uite ce mi-a apărut în aplicație, fii atent. Du-te să explorezi Bali, du-te să faci surf, învârte-ai ruleta după fiecare cursă, cash card personal, pe care o faci și câștigă voucher de călătorie sau înainte 5 excursii în Bali. Haide să facem! Descrete și câștigă. Du-te să câștigi. Gen după următoarea cursă. Adică... deci alea două le-am pierdut din cauza ta, dar n-am fost atent. N-am fost atent, da. Te rog. E bine făcută cuba asta. Iau. E o cuba foarte bine echilibrată, rom cola. Bravo. Ia uite, mă, mâncai ai tata de băieți când sunt ei aici. Perfect, ce plăcere la ei. Imediat ai venit cu detalii, dăm să șici. Dar mai întâi de dată trebuie să facem o poză, să o punem pe internet, să ne lăudăm. Uite, am făcut dezastru aici. E pufos. E pufos. Mamă, cum e carne. A? Wow. Maionez asta pentru cartofi. Este cu de maioneză cu muștar, cu boabe de muștar. Știi cât de bună e? N-am mai blană. Cred că o să-ți mănânc cu toți. Gata, tocmai ce am ieșit de aici, de la Funky Lounge Herăstrău. Hai să dăm sășici. Eu o să dau sășici pentru șnițel și pentru băutură. 4,5. Părerea mea este că mâncarea a fost foarte, foarte bună. Ginul putea să fie puțin mai, nu știu, mai aranjat. Da, ceva de genul. A fost bun la gust, dar un pic mai mult. Mini bargarașii au fost de 4,5 și vă zic și de ce. Chifla se putea să fie mai bună, dar carnea este excelentă, se topește foarte în gură. Pe lângă asta, cartofii puteau să fie și de aia tăiați, nu de aia congelați. Sosul de maioneză cu muștar, cu boabe de muștar a fost fantastic. Prețul e puțin cam piperat, 45 de lei, mini bargarașii, bargarul normal e 42 de lei. Deci, mâncarea mea a fost 40. Deci e cam scumpuță mâncarea, dar merită din perspectiva ambianței. Este un local pe malul lacului Herăstrău, se vede frumos, superb, da. Casa presei libere, lacul, e super mișto. Servirea e reproșabilă. Cocktailul este 25 de lei, ca să știți. La fel și cuba liberă, o cuba liberă cinstită, foarte bine făcută. Deci, dacă aveți bani în buzunar, merită să veniți aici, să mergeți pe mâna clienților Clever. Cum spuneam, este pe locul 2 în topul localurilor, restaurantelor unde merg clienții Clever.
Acum noi mergem pe, la locația cu, de pe locul 4, mergem la Hanul lui Manuc ca să băgăm un desert cinstit și de data asta vom învârti și de roată, de ruleta aia sau ca da, să ca poate să ceva. Bam, Hanul lui Manuc. Ne costă între 14,88 și 18,28 până acolo. Apropo de faptul că mie mi-a arătat aici estimatul cursei, asta este valabilă pentru Clever Go, nu pentru Clever normal. Când vă alegeți de aici cu ce vreți să mergeți, vă alegeți din aplicație. Dacă mergeți cu taxi, acolo nu vă spune cât vă costă, dar dacă mergeți cu Clever Go, vă estimează. Dar ce trebuie să știți, ce mi-au zis oamenii de la Clever să vă zic și mi se pare foarte tare chestia asta, e că ei nu au prețuri de-astea dinamice, adică nu contează în funcție de oră, în funcție de ce și de alte chestii, nu există acel surge, cum e la alte aplicații de-astea de ride sharing. A, și pentru aceia dintre voi care nu veniți pe canal, trebuie să știți că eu când dau sășici, dau de fapt steluțe, așa le zicem noi la steluțele pe care le dăm restaurantelor. Steluțele sunt între 1 și 5 steluțe și da, zicem sășici în loc de steluțe, în caz că sunteți nedumeriți, bă, care e faza cu sășicile. Ia să vedem. Hai să vedem. Apăsă. Deci poți să câștigi voucher de 25-10 lei, mai încearcă voucher special. Ia, yeah, hai, apasă. Hey, reducere. Ce tare! Deci avem un voucher de reducere de 50%. Expiră în 23 de ore, 59 de minute. Adică noi următoarea călătorie o vom face cu reducere. Dar ce avem noi aici? Desertul! Mamă, cum arată ăsta? Cred că este tiramisu, cheesecake, ce da, e asta? Da, eu vreau tort din ăsta. Este cataif? Au, și ăsta e bun. Aș duc la tinte. Da. Dar nu au. Acum stăm deja cu limonada, gata cu cocktailurile, a? Da, au pus gheață aici așa. Da, pulci. Imediat vine desertul, vă arătăm ce ne-am luat. Oh. Unul dintre deserturile mele preferate din totdeauna este plăcinta cu mere. Am luat acest tort cu ciocolată albă, ciocolată negră și... Acu și caidă în sășici. Da, deci desertul mi se pare că e de 4 sășici, limonada e de 4,5 sășici. Am dat 60 de lei. Da, 60 de lei pe două limonade și două deserturi. Să fie primite. Noi acum mergem acasă, dar vlogul imediat continuă a doua zi cu noi plecând spre următoarea locație. Haideți cu noi, Marian, Georgiana, aveți legătura. Marian, Georgiana, am preluat legătura. Suntem în ziua a doua și mergem către locația care este pe locul 3. Doamnelor și domnilor, haideți cu noi în premieră la Hanul Drumețului. Și că mâncarea e senzațională. Așa m-au zis, da. Și bunești ne-au zis asta. Hai cu noi. Vine Clevarașul. Mamă, cum arată? Super. Ia stai așa, Ionescu. Clever șanse, ia. Învârte ruleta. Hai, ia tu telefonul. Yeah. 5% la următoarea... 50, nu 5. 50%? Da. Hai să mâncăm. Hoteluri de ciorbă au. Eu vreau toate ciorbele de aici, jur. Ia ce ciorbe avem aici. Au și de perișoare. Aia, pac. Oh, și ce ieftin e, 11 lei de ciorbe. Doamne și domnilor, hai să vedem, hai să dăm sășici. Deci, iată, chifteluțe marinate cu piure, 13 lei. Super ieftin, frate. Am întrebat dacă aveau un meniu cu balibere și n-au, dar am zis că poate să-mi facă separat, adică spune că rom să-mi pun eu Pepsi peste. Ne-a luat așa, ciorbe de perișoare, sărmăluțe și pepsuț. Și Ionasca? Eu mi-am luat ciorbă de măcuță, piure cu trufe și salată de vară. Hai să vedem, hai să dăm sășici până una alta. Vreau să vă zic că servirea mi se pare super șmecheră. Și locul e foarte frumos. Suntem pe terasă, e foarte șmecher și ieftin. Abia așa să primim mâncare. Nu mănâncă, nu? Ia uitați ce mănâncă. Bagă la ghez de nel fetița.
Să vedem, Georgiana, ce avem noi aici? O salată și piure cu trufe. Arată bine piureul ăla. Arată genial. Și ciselatul arată foarte bine. Avem aici niște saimăruțe. Și grizat. Revenim cu detalii, mâncarea arătată. Te vedem într-o locație numărul 2? Da. Locația numărul 2 este în topul ăsta pe locul 7. Dar pentru că locul 5 E3 Baia Anturaj este în renovare, iar locul 6 este Clubul Diplomatic și astăzi sunt nunți la Clubul Diplomatic, deci nu avem cum să testăm nimic, luăm locul 7. Nu ne-am făcut noi nunta. Mergem la Dristor Doner, unde n-am făcut noi nunta. Hai cu noi și hai să vă arăt cum comanzi clever și profiți de voucherul ăla de 50% reducere pe care l-am câștigat mai devreme la ruletă. Deci înainte să-l comanzi, te duci aici așa pe mus unde scrie cardul și selectezi premiul clever. Clever șanse. L-am selectat, am apăsat OK și acum am 5% reducere. Clever Go. Dacă selectezi un card, poate să-ți vină și taxiuri, poți să selectezi doar taxiuri, dar noi am selectat Clever Go. Ce nu tare lucru când accelerezi și se aude sunetul ăla de rachetă. Așa, exact. Nasco, hai cu ruleta, hai să vedem. Învărta ruleta, hai să vedem. Hai să vedem, Marian, ce câștigi. 5% la următoare. Nasco? Da. N-am dat să știi la hanul drumețului. Mâncare. 4,5. La fel aș da și eu, 4,5. Ciorba a fost foarte bună, cea mai bună ciorbă din univers, dar foarte bună. Prețurile sunt de 55 în schimb. Am dat 78 de lei ceva de genul pe tot ce ne-am luat. Băutură, felul 1, felul 2, mâncare. Felul 1, felul 2, băutură. Servirea a fost fix cum trebuie. Da. De-aia ca lumea, cu ospătari de-aia ca lumea. Ambianța locul arată foarte bine. Da, foarte bine, foarte bine. Deci Hanul Drumețului e o locație de testat. Da. Recomandăm. Noi așa zicem. Hai la desert. La dulce, nu? Cava aveți doar cu pistic? Pistic. Uite, ciocolată. Cu pistic, nucă și ciocolată. Cum nu? Tine două cu pistic, două cu nucă, două cu ciocolată. N-ai cum să mănânci mai mult. Orez cu lapte, mamă, mamă. Hai, șerbet cheers. Șerbet. Mamă, ce bun e! Mamă, wow. Ce bun e! Wow! Mamă! Scolțișoar! Da, are gust de gen, zici că e vin fiert, dar nu e vin. E foarte bun! Ce trebuie să știți din această locație? Noi am mai fost de foarte multe ori aici și am mâncat. Shawarma este super bună, foarte bună. Mie îmi place cea vegetariană. Lipia e făcut aici. Tot e foarte bun. Acum am văzut la cineva la masă avea supă de linte și arăta bine și miroase bine. Până la desert, că am mâncat în partea cealaltă. Și mai au și friptură, mai au kebab de ăla pe frigărui. Da. Făcut, adică e chiar șmecher rău de tot locul, bine gândit. Hai să vedem. Și fun fact, aici, la unde schimb banii, unde schimb valuta, au tot timpul cel mai bun curs, așa că... Noi știm pentru că de fiecare dată când plecăm undeva... Și avem nevoie de cash schimbat, tot timpul ne trezim noaptea. Da. Așa e non-stop, evident. Da. Deci de asta, ăsta e unul dintre cele mai vizitate locuri, cele mai selectate locuri de unde merg. Da. Hai să vedem cum e... Am luat baclavale, câte două din fiecare, una cu nucă, una cu pistic și una cu ciocolată. Eu baclavale cu ciocolată n-am mâncat niciodată, e primul dată. Nasco? Da, noroc. Șerbet cheers. Nasco? Da. Note pentru baclava, câte să șici? 5, mi-a plăcut foarte mult. Șerbetul? 100. Deci desert de 5 să șici la Dristor Doner. La Doner pe Tineretului. Da, și mâncarea e foarte bună aici. Da, recomandăm, deci shawarma aici e foarte bună. Și frigăruile, adică chiar un loc bun. Clienții clever știu ce aleg. Urmează ultimul restaurant, cel de pe locul întâi. Imediat o să aflați despre ce restaurant e vorba. Deci până la urmă vlogul ăsta se va întinde de fapt pe 3 zile. Asta pentru că nu putem să mâncăm atât, deci nici măcar noi nu putem să mâncăm atât de mult. Așa că, doamne și domnilor, ziua 3-a, ultima locație, locația de pe locul 1, 3, 2 și Marian, Georgiana, aveți legătura. Marian. Georgiana. Am preluat legătura. Este ultima zi de nebunie. Mergem în locația care este pe locul 1, în topul preferințelor clienților Clever. Haideți cu noi la Berăria H. Este al doilea golf electric cu care mergem în ultimele două zile.
5 lei. Bine. Băi, deci de când ne jucăm la ruleta asta, n-am avut nicio tură în care să nu câștigăm ceva. E tare că voucherul ăsta e valabil o zi și poți fie să-l folosești tu, fie să-l transmiți unui prieten. Știi? E 24 de ore, dacă nu mai călătorești. Nu, e mișto, că gen nu-l pierzi, adică da. Poți să-l dai cuiva. Da. Ia. Bere. Și burger. 32 de lei. Mă rog, Ionasco. Doamne și urmă, bărgărașul de la Bărgăria H. Bun, deci asta a fost ultima locație. Locația care este pe locul întâi în preferințele clienților Clever. Georgiana este o chestie bună la masă pe care nu am apucat să filmez. De ce e locul în care vin cei mai mulți clienți Clever? Pentru că la Bărgăria H sunt foarte multe concerte și evident sunt foarte mulți oameni, deci volum. Pam, pam. Bărgărașul a fost din punctul de vedere de vreo 3,5 sășici. Carnea a fost interesantă, dar nu știu, combinația a fost ciudățică. Cartofii erau congelați, la fel lipsea ceva acolo din toată ecuația. E clar aici, lumea care vine nu vine pentru mâncare, vine pentru concerte, pentru că e... Bere, multă bere. Bere, de exemplu, a fost foarte bună. Bere, și eu am băut. Bere acasă, nefiltrată, 5 sășici. Eu am băut un frappe, foarte, foarte, foarte și bun. Și puiul ăla? Bun, eu mai mâncasem aici când am mai fost, cred că la ziua lui Bunescu și mi-a plăcut foarte mult, niște aripioare de pui. Frappeul câte? 5, sincer. Și puiul? 4,5, era un pui normal, pui, na, aripioare prăjite. Foarte bine, Georgiana, frumoasă sinteza. Ce voiam să zic e că aceasta a fost toată nebunia, dar înainte ca să închei vlogul, trebuie să știți că aici pe terasă e multă ambrozie sau ceva și eu cred că sunt alergic sau ceva. Și gen mă mănâncă nasul, mă mănâncă toată fața. Așa că țineți minte, dacă aveți probleme de genul ăsta, calculați de două ori înainte să veniți pe terasă. Înăuntru bănuiesc că e ok. Da. Bun, păi ăsta a fost vlogul. Țineți minte câteva chestii. Primul lucru, acest clip e făcut în colaborare cu Clever. Clever a venit către noi să facem nebunia asta și am făcut-o. Sper că ați găsit util tot ce am făcut, toate locurile în care am fost și le veți vizita și voi. Desigur, cu Clever. Și acum mergem să luăm pe cineva foarte, foarte special. O să vedeți pe cine. Ce gălăgie asta, mă? Tu acui ești, mă? Ha? Acui ești. Ce gălăgie asta? De Sasha, acum comandăm pentru tine, Clever. Uite la mine, Sasha, vorbesc cu tine. Fii atentă. Deci poți să câștigi. Băi, vorbesc cu tine. După fiecare cursă, Sasha, deci trebuie să facem recapitularea, concentrează-te. Deci, după fiecare cursă cu Clever, învârți de ruleta asta, da? Sasha, vorbesc cu tine, mă. Deci, indiferent dacă plătești cu cardul sau cash, da? Poți câștiga vouchere de călătorie sau una dintre cele 5 excursii în Bali. Sasha, vorbesc cu tine. Asta prin tragere la sorți, dacă ai realizat minimum 15 curse în luna august. Noi am făcut zilele astea aproape 10, deci doar zilele astea ne-am scos, da? Deci, hai să chemăm că nu mai e stare, te văd. Apăsăm pe detalii și te selectăm pe tine, că am un cățel. Și dau save. Pa! Și aveam avut rating 5.